o parte din angajații CFR Infrastructură și CFR Călători au declanșat un protest spontan. Acest lucru s-a petrecut în condițiile în care, inclusiv în cursul serii de am avut discuții cu reprezentanții Federației Sindicale de Mișcare Comercială, Federația Reprezentativă pentru acest sector. Am discutat toate măsurile care au fost aplicate și în bugetul companiei CFR Infrastructură și aici mă refer la creșterea învelopei salariale cu un procent de 22,5%. Reprezentanții CFR Infrastructură au propus încheierea unui acord până la încheierea noului contract colectiv de muncă, însă reprezentanții sindicali au refuzat să facă acest demers. Vă spuneam că am avut întâlnire inclusiv aseară și azi dimineață cu reprezentanții. Am primit în cursul serii de reasiguri că nu va fi nicio grevă, pentru că au fost respectate toate promisiunile care s-au făcut de către companie. În acest moment urmează o nouă rundă de discuții în cursul zilei de astăzi. A existat și există un agreement între dumneavoastră sau între managementul de la CFR și sindicate. Exact. Toate măsurile au fost discutate și prinse în buget în directă concordanță cu federațiile reprezentative sindicale din domeniu.